Un raid al comisarilor de la Protecția Consumatorilor efectuat în stațiunile montane din județ s-a soldat cu 26 de sancțiuni contravenționale, adică amenzi în valoare totală de 77.500 de lei. În plus, au fost oprite de la comercializare alimente în valoare de peste 3.600 de lei, care aveau termen de valabilitate depășit. La sfârșitul lunii trecute, comisarii au verificat 16 agenți economici din stațiunile Straja și Parâng, privind respectarea legislației atât în ceea ce privește unitățile de cazare, cât și serviciile de alimentație publică și alte prestări de servicii specifice zonelor montane. Cu această ocazie am identificat o serie de nereguli care au dus la aplicarea 26 de sancțiuni contravenționale, 7 avertismente, 19 amenzi în valoare totală de 77.500 de lei. Iar cu această ocazie s-a dispus și s-au aplicat și măsurile de oprire temporară a prestărilor de servicii pentru două camere și un bloc alimentar aparținând unor operatori economici din zonă. Dintre abaterile constatate, număr câteva, respectiv s-au identificat diferite produse alimentare fără cu data durabilității minimale depășită. S-au identificat servicii de alimentație publică în zonele de depozitare existând totuși preparate culinare fără elementele de identificare caracterizare, fără să avem o dată limită de consum sau o dată a producerii acelui preparat culinar. De asemenea, am identificat diferite pensiuni fără să aibă certificatele de clasificare ale emise de către autoritățile competențe, respectiv Ministerul Turismului.